Salutare tuturor, eu sunt Crazy ATV Rider. Uai, cât o ne-a fost să vă mai salut. V-am mai saltat de mult. Da, după cum vedeți, am revenit. Nu am mai fost de mult timp, deoarece am avut examen de capacitate, clasa 8, la chestii. Chiar nu am mai putut să postez. Dar acum a venit vara, am scăpat de examene, totul e plan house. Și vreau să spun doar că am revenit și cam ce plan am eu pentru vara asta. În primul rând am o grandă de piese de tuning pe care am să le pun pe ATV-ul. Sper că se aude bine. Și anume vreau să-i fac un bord. Vreau să mai pun niște lumini pe el, sper că nu se aude mântu. Vreau să mai pun niște lumini pe el, așa niște sneak peek-uri. Să-l fac să spune ca lumea. Da, s-a auzit bine și se modifică la performance, la prindere mai exact, pe care le-am deja puse, sunt testare. Și mă urmează peste câteva săptămâni să vă spun părerea. Dacă merge, dacă nu, acum sper că nu o să audă vântul, că n-am mai pus nici durete, nici nimic pe microfon. Așa mă vin și urc până aici, vă vorbesc 2-3 minute, un videoclip așa scurt, introductiv și gata. Ce schimbare aș vrea să mai fac pe canal? Poate aș mai... De fapt nu poate și sigur vreau să mă apuc să fac ca review. Să fac review, vreau să mai fac câte un vlog două ori cu mașini de-astea, dacă merg pe undeva. Acum depinde, mi-am comandat și microfon la varieră cu... la varieră sau cu ce este wireless. Dar cam vreau să mă apuc de ca review. Acum o să vedem ce mașini prindem. Am niște cunoștințe. Deci da, schimbăm mai pe canal. Poate mai băgăm un vehicul în familia noastră, anul ăsta. Nu promit nimic. Dar s-ar putea mai spre sfârșitul verii sau la toamnă, dar nu promit nimic. Și da, ATV-ul 225 încă mai am, n-am apucat să ies cu el. Am pus iarăși apoi pe piept că nu mă pot plimba cu casca pe căldura asta. Ce vă vezi pe căldura asta cu comentarii? Asta e. Nu pot și nu pot. Asta este. Fiecare cum poate. Știu că ar trebui să o pot, dar... Asta e. Păi, nu știu ce am să zic. Da, ăla 225 l-am, încă nu-l vând. Și dacă o să-l vând, când o să-l vând, numai aici prin zonă vreau să-l vând, în zonă la Oradea. Vreau să-l trimit peste țară și chestii. Da. V-am pus dat, cum vedeți, înapoi pe piept. E mai greu să vă arăt unele chestii. Dar abia aștept, da, să pun modificările, să-i facem bordul, să-i facem... Am pus eu acum box aici, așa, provizoriu, să mai am muzică pe aici. Să mai punem chestii, lumini, chestii, să facem să spunem cum trebuie, să tragă fain, să arate bine. O să facem super fain până la sfârșitul verii, abia aștept să-l termin. Acum testez, am spus niște modificările la aprindere, dar nu spun care ce îs. Surpriză, o să vedeți pe video. Și asta am avut să vă spun. În general, în principal, adică, asta a fost știrea mea că m-am întors pe YouTube. Și o să vă salut de acum încolo mult mai mult. Am pus eu niște sneak peek-uri pe Instagram. Modificările cel mai țin și pe Instagram, link în descriere. Păi și nu știu ce să mai zic. O să mai trească să editez niște vloguri, două vloguri din Germania, cu mașini, chestii, să văd dacă vă plac și o să mai urmeze ca reviews. Bun, și atât am vrut să vă mai spun. Am revenit, m-am bâlbuit tot vlogul, dar asta este. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe și am uitat să vă spun, la 20.000 de abonați, haideți să ne strângem cât mai repede 20.000 de abonați, deoarece pregătesc un giveaway super șmecher cu cei de la Augsburg și le mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea lor. Da, pregătesc un giveaway foarte șmecher cu cei de la Augsburg, deci abonați-vă, dați share, spuneți la prieteni de canal și să ne adunăm cât mai repede,
Că abia aștept să stau drumul la giveaway. Mai să facem 20.000 de abonați. Bun, și atât am avut să vă spun. Lăsați un like, un share și un subscribe, ca de obicei. Și până data viitoare, vă salut! Pa!